Aleșii locali ai municipiului Deva au aprobat în ultima ședință ordinară asocierea Consiliului Local cu Colegiul Național Sportiv Cetate Deva în vederea sprijinirii activității fotbalistice în sezonul competițional 2013-2014. În cadrul CNS Cetate Deva își desfășoară activitatea două echipe de fotbal, câte una de senior și junior, ambele înscrise în campionatele județene de fotbal Liga 4 Hunedoara, competiții organizate de Asociația Județeană de Fotbal. Astfel, Primăria Deva va susține financiar cele două echipe. Directorul Colegiului Național Sportiv Cetate Deva, profesorul Adrian Liga, salută implicarea Consiliului Local și în sprijinirea fotbalului. Este elementul de noutate pentru că în anii precedenți noi ne-am chinuit, îmi permit să folosesc acest cuvânt, ne-am chinuit, să spunem așa, singuri cu reprezentarea noastră în campionate, sigur și republican și chiar și în Liga 4, acum 2 ani, dacă mi-amintesc bine. De acum însă încolo, în acest context, să spunem așa, creat, inclusiv legat de preluarea în administrarea stadionului, de ceea ce se mai întâmplă aici cu această ocazie, în bine sperăm noi. Sperăm să clădim ceva mai serios, dat fiind că avem această asociere cu Consiliul Local al municipiului Deva. Și care vine într-adevăr în sprijinul acestui proiect. În acest sens a fost supus spre aprobare un contract de asociere între Primăria Deva și CNS Cetate, prin care Primăria Deva se angajează să susțină cheltuielile cu arbitrajul, asistența medicală, transportul pentru jocurile din deplasare și alte cheltuieli în turul și returul campionatului. Suma alocată este de 200.000 de lei. Jumătate din acești bani vor fi acordați pentru turul campionatului, iar restul pentru retur. Antrenorul și jucătorii noi echipe de fotbal promit că vor face totul ca în sezonul viitor evoluția lor în campionat să se ridice la nivelul așteptărilor suporterilor deveni. Obiectivul pentru primul sezon al acestei echipe CNS Cetate Deva este formarea în primul rând a unui lot de jucători tineri cu dorință de afirmare, cu dorință de a progresa, care să fie disciplinați, care să se încadreze într-un sistem și un model de joc care treptat să apară și anumite automatisme tactice și care să presteze un joc plăcut ochiului, să fie apreciați de publicul devian. Campionatul județean de fotbal va debuta sâmbătă 24 august.